Eu găsesc chiar cel mai bun, da, ăla de jos care să-l întâlnească la toți. Așa. Ei, bun. Ce ar fi mai... 16 primare. 16? Ce divizoare are? Are 82. 82 și 4. E 2 la 4, are divizor. Nu, are divizor. Dar au ceva comun, divizor comun? Da. Nu. Nu. Deoarece nu. 5, 9 și 16. Pentru că ca să termine în 5 acolo nu se poate, la 6 poate să termine în 0, numai că nu se poate în 6. Nu au divizori comuni. Și atunci trebuie luat pentru... Nu? 5 ori 9. Deci aici am judecat cu 5 ori 9. Aici cu cât? Cu 16 ori 9. Cât am zis? 5 ori 9, da? 16 ori 9. Și la ultimul 16 ori 5. Și ce devine dubla inegalitate? Ea devine. 5 ori 9... 45 ori 4. 45 ori 4... E vreo 90... 180, nu? 180 plus, cât am zis noi, cu 45b. 5 ori 9, nu? 45b. Mai mic decât 16 ori 9, care face cât? 16 ori 9 face 54. 54. Cât? Cu 14. Păi, 9 ori 9 și cu 5? 14, da? Da. Deci 144 ce? B. Și mai mic decât 16 ori 5 sau 5 ori 4, 20 ori 16. 320. Da. 320. Și acum, din șirul ăsta de inegalități, cât va da asta? Aia? Da. Deci am dublă inegalitate aici. Stop. Prima ce spune, 180 mai mic decât 144 minus 45 face 99. Da, 99 de. Și în același timp, 144 da. B mai mic decât 320. Da. Și ce trebuie găsim aici? Păi trebuie să găsim un B, deci la primul trebuie să găsim un B care să fie mai mare decât 180, clar. Adică 9 ori cât sunt de peste 180. Dacă pun 10, e mult. Dacă pun 2... Dacă pun 2, fac... Da, fac un B-ul de la 2 e bun. Da. Deci pentru B egal cu 2, da. Este satisfăcut asta, dar aici... Da, e de jos. 288, mai mic decât 320. Păi trebuie... 2. Deci B egal cu 2, le-am dat amândouă rezolvat. Dar B egal cu 3. B egal cu 3... Nu. Ar trebui să le rezolvă. Nu le rezolvă. Prima o face fericită. Dar pe a doua... Dar pe a doua... Nu cum spui... Nu, nu face. Deci singur B egal cu 2. Yes! B egal cu 3. A egal cu cât am pisat? A pentru 4. A egal cu 4. B egal cu 2. Și atunci fracția este... A plus B, suma asta este egal cu 4 plus 2, egal cu 6. A egal cu 5 acum, pentru A egal cu 5. Ce devine dubla inegalitate? Deci, exact ca așa, numitorul nu se schimbă cu nimic, nu? Nu. Singurul lucru este că aici, în loc de 4, o să am 5 plus B. 5 plus B. Da? Totul de înmulțit cu 5 ori 9. Să fie mai mic decât... Și mai mic decât B. 16 ori 9 B. Care e mai mic decât... Vedeți că ați făcut. 320. 320, da. Păi acum cât e? 45 ar fi 45 ori 5, cât dă? 45 ori 5. 5 ori 9 este aici, da? Da. De 225. 225. 225. 225. 225.
Și acolo pe un... Mai mic decât, acolo ați făcut, uitați, 45 bed, da? Deci, cât? Atâta, da? Da? Nu, 144. 144. Mai mic decât 320. Aici nu se modifică nimic. Da. Bun. Ei, practic aici am 225. Dar vedeți că sunt de iar 99? Iar 99 de... Înseamnă că toate statuții trebuie să fie 2? E, asta e. Asta e. Deci B-ul să fie mereu 2. B-ul 2 și atunci mai, nu mai gândim să mai mergem cu A. Da, adică... Deci pentru A, atenție, am căpătat informații despre A. Păi acum cum redactăm? Păi cum, mă? Este simplu. Am găsit și redactat. Pentru A egală cu 4 am găsit pe B 2. Și pentru A de la A mai mare ca 5, pentru A mai mare, mai mare egală ca 5, inegalitatea nu mai este satisfăcută. Da? Nu mai există B. Nu există B. Adică B-ul cât ar fi în momentul de față? Aici e... Ar fi 2. 2. Deci B-ul... Deci B-ul tot timpul rămâne 2. B-ul rămâne tot timpul 2. În condițiile astea, înseamnă că avem mai multe variante ale sumei A plus B. Exact. Da? 4 plus 2, 5 plus 2. Și ieșița ar fi fost interesant dacă autorul mergea și spunea să se afle valoarea maximă a sumei. Oh. Ah. Ca pe mine să mă facă să selectez. La 11. Au 11 și cu B-ul, B-ul 2. Atunci ar fi fost interesant. Dar în fel, A plus B are 2 plus A, începând la sum de la 4 încolo. Da. Și nu ne întrufăm în sumele. Da. Foarte interesant. Mai întorc încă o dată. Cred că inițiativa frumoasă a fost la tine, când ai zis așa, fiind și lucrescător, eu sunt deranjat de faptul că la numitor sunt literele astea, despre care îmi cer informații. Și aș vrea să am literele la numărător. Și aici când întoarcem șirul de fracție, este momentul important, când îl întoarcem din șir crescător, devine șir descrescător. Devenind descrescător, am ordonat invers, când am întors toate fracțiile. Și vine A plus B pe 16, mai mic decât B pe 5, mai mic decât 4 pe 9, mai mic decât așa mai departe. Și acest lucru îl face încadrat pe A la un moment dat, cât este aur, îl găsim aur din prima încadrare. Da. Da? Din prima încadrare aurul are libertate de la 4 în toroc. Iar în varianta în care vreau să găsesc și informații, voi mi-ați propus, Daria, v-am amintit să mi-ați spus, să apuc același viitor la un capăt la celălalt. Da? Deci la un capăt la celălalt. Închineam degeaba. Dar nu, ar fi fost un lucru, dar ar fi fost niște numere mult prea mari. Însă eu am văzut aici încadrarea foarte rapidă a lui A. Putem merge și numai pe bucățică de... Sigur că da. Merg aici și găsesc informații despre A. Și după care mă, cu informația despre A, începând la 4 în coloc, până la 11, așa ne-a dat nouă, sper că n-am ieșit din încadrarea asta. Avem 28, mai mic decât 9A, mai mic decât 105. Și atunci A-ul poate fi început la 4 la 11. Cu A-ul așa, șirul de inegalitate devine 4 plus B supra B, nu știu ce, nu știu cum. Și nu mă interesează partea asta. Nu mă mai interesează pentru că despre încadrarea asta m-a condus pe un anumit an. Despre, a însemnat informații despre A. Ce A poate să fie? Și am spus ce A poate să fie. Și acum, pentru a găsi pe B, mă duc în încadrarea asta. Încadrarea asta de aici, pentru a găsi pe B. Și această încadrare m-a determinat să văd că una dintre inegalități, a doua, tot timpul aceeași este, că l-am aplicat pe aici cu 16 ori 9 și aici cu 65, deci asta este tot timpul. B-ul 2. Da? Da. B-ul 2, 144 ori cât mai mic decât 320. Asta rămâne tot timpul. Uh-huh. Indiferent ce au. Da. Indiferent, au are influență unde are aici. Numai la prima inegalitate. Deci B-ul 2. Și B-ul rămâne 2 tot timpul. Deci, și de ce aș spun că despre suma asta, să se afle A plus B, aș fi avut nevoie să-mi o formuleze
să se găsească cea mai mare valoare a lui Apus. Da, și adică eu atunci eu trebuia să spun A, U, V, 11 și A, U, 2, 13 sunt. Da. Ar fost mai interesant ca să mă oblige să, după selecția asta, să aleg eu pe cel mai mare valoare pe A, pentru care suma asta, foarte interesant, ar fi fost așa, să se găsească a cea mai mare valoare a lui B, pentru care se păstrează sensul inegalității. Cea mai mare valoare a lui B, pentru care se păstrează șirul acesta crescător. Ca la 5. Da, e greuț. Dar noi ne-am încadrat pe ce înseamnă logica lucrurilor făcute până aici. Iar mă întorc, spun, de fiecare dată trebuie să avem în vedere că la olimpiadă să ne adresăm copiilor... Nu a fost ușor de greuțul ăsta. Nu a fost greuț? Nu. Știi, ai avut inspirația asta de a te de a întoarce fracțiile. Și deci, după aceea când faci analiza aia ca să găsești mai pe an, mai pe o bucățică, iar trebuia să știi chestia asta. Da, deci am luat-o, asta mă interesează să aibă. Siguranță nu făceam. Și aici, ca să aibă loc asta, trebuie să fie acolo. Dacă eram eu, îl luam pe toate. Toate valorile? Da. Deci aici, aici iarăși s-a încadrat. Vedeți, eu am prins, dacă era o ruptură, vreau să fac următoarea observație. Dacă am fost, aici se avea una, două, trei, patru, cinci, șase fracții și foloseam trei aici și trei din coloană, fără să am legătura între ele. Așa eu l-am prins pe 4 pe 9 ca intermediar. Deci este foarte important. Exact, ceea ce... Da? Ca observații, dacă ar fi fost mai multe fracții și ofreceam ruptura între, în șirul respectiv, fără să țin cont de un intermediar care să fie prins și în prima și în a doua, ar fi fost o greșeală. Da. Hai, avem exerciții interesant. Sigur, da. Asta pot fie și eu numare? Da. 23, da, nu da, spunem. Fie și rul de numere raționale. 1 pe 1. 1 pe 1. 2 pe 1. 2 pe 1. 1 pe 2. 1 pe 2. 3 pe 1. 2 pe 2. 1 pe 3. 4 pe 1. 3 pe 2, 2 pe 3, 1 pe 4 și funcția punctă. A. Construiți următorii 5 teme la ieșirului. Păi da... Următorii 5. 5 teme. Găsiți-vă. Următorii 3 pe 3. Dar eu am ieșit așa ceva. Cât de? Trebuie. De unde știm? Păi, uite, de la primele patru fracții, păi, da, au fost diferite. Următoarea a fost echiunitară. Au fost patru fracții. Echiunitară. Cât de? Dar stai puțin, dar unde este echiunitară? Uite, pentru că de la 1 pe 1 până la 2 pe 2 sunt 3 fracții între ele, dar de la 2 pe 2 până la... până la... nimic? Deci asta este și cu termen. Al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10. Da? Al 10. 10 sunt construiți. Și acum autorul spune... cât este al 11-lea, al 12-lea, al 13-lea, al 14-lea, al 15-lea. Deci el spune, dacă ați ghicit tehnica de obținere a lor, vă rog, dacă ați ghicit tehnica, vă rog să continuați cu ei. Deci dacă ați ghicit, cum s-au obținut aceștia? Uitați-le că deci la primul e 1, începe cu 1 pe 1, nu? Următorul 2 pe 1 și 1 pe 2, că am 2. Fac spațiu, vine 3 pe 1, mai vine încă o dată încă o tură de 2. După turea de 2, mai vine încă 1 pe 3. Deci. Și după aia după, vine 4 pe 1 și e 3 pe 2, 2 pe 3. Dar nu mai puteți să-ți
Deci, uitați, deci 1 pe 1, da? Apoi 3 pe 2. Apoi 1 pe 2. Apoi 3 pe 1, vezi? 1 pe 1, 2 pe 1, 3 pe 1. În jurul lor e cu majorate. Am înțeles! Dar dacă i-ai spus, mă, nu. Nu, nu, nu. Mi-a spus nimic, dar mă scuzați. Dar las, de ce trebuie? Dar nu trebuie să fie negativ de pe chestia asta. Chiar dacă e o informație a ajuns, dar nu se dă un duel. Daria, nu se dă un duel între voi doi care în care. Am înțeles, mic. Deci nu e nimic asta. Este o chestie, o vine cu gris, o idee. A fost bapta, adică a fost maratonat, a fost bapta. Dar nu am auzit, nici nu am auzit nimic. Nu trebuie să privim așa. Noi aici, știi ce facem? Așteptăm să găsim ideea. Bine ar fi să o găsim și noi. Dar uite că mai stăm un pic acum de vorba. Trebuie să găsim. Doi pe doi, ai văzut tu, dar vin lângă tine. Și tu încerci să mai vezi un întreg undeva unde se produce. Da? Adică vedeți, nu, că unul pe unul, doi pe unul, apoi mai încolo e trei pe unul, apoi patru pe unul. Asta e de logică. Exact ca ce-a caritat tu domnului profesor Daria. Da? Gândiți-vă cu toții! Da, trebuie să-l dăm. Dar de pe argumente?
Sigur că da. A 23-lea. De ce? Păi ai 21, deja și n-ai nimic. 21 până la etapa în care am trăit un 4-3. Exact. Vezi? Trebuie să fie la o distanță de o singură unitate. Fracția asta trebuie să fie... Adică, ca să fii la distanță de 4, unde avem noi o distanță de 4, numărătorul... 5-1, dacă vreți. 5-1. 5-1. Uite, 5-1, da? Aici este o dată o distanță de 4. Dacă mai vedeți o distanță de 4 între numărător și numitor. Mai distanță de 4? Da, adică 4 între ei. Adică între numărător și numitor să fie de 4 unități. Ah, să nu ca să mai ești. Între 20 și 24 din 4. Da. Adică o să fie din 2, încă 3. Al câtelea termen, gândiți-o cu toții. Da, da, 5 e mai mare, da. 1 pe 5 e mai bun. Deci numărătorul 1 pe 5 este cel singur mai bun. Da. Ca exemplu din cârtul de până acum. Da. Din cârtul de până acum, unde mai vedeți diferența? Nu mai este. 1 pe 5 a fost al 15-lea. Al 15-lea a fost 1 pe 5. Păi da, 15-lea, 1 pe 5 a fost al 15-lea. Așa. 1 pe 6 al 21-lea. Da, dar nu dai 1 pe 6, mai vrem 24. Eu mă știu ce zice, mă știu pe 4 pe 3? Că văd că acolo 20 îi devine la 4 și 24 vine la 3. Păi, 2, da, da, putem cu 5, 5 ori 3 lângă. Ca valoare, 20 pe 24, dacă îți simplifici pe cât ai zis tu prin 4, faci 15 pe 6. Și 5 pe 6, unde l-avem? Nu l-avem. Nu l-avem. Dar poți să-l găsesc. De data nu e. Da, urmă că fie 7. Nu, e ok, este aici. 7. Deci, distanța trebuie să fie de 5, de 4. Nu-mi place, că e acolo 1 de 5. Băi, dar mă nevază 24 ori ăla. Toamne, dacă ar fi acolo 25, așa am plecare și nu. Hai să găsim, hai să ne prindem o problemă. Băi, n-am cum să le scrie. Le scrie, dar cred că sunt multe. Deci, am avut aici 1 și 2. Da? Am avut 1, apoi plus 2, care s-au construit, plus 3, dacă aceste sunt construite 3 fracții, 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, am luat 120-lea. Deci plus 6, câte sunt până aici? Câte, ce poziție am aici? 21, da? Ia vezi tu suma asta. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. 21. Da. 21 de termen. Păi deci nu fac 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus până la 20. Păi dar de ce? Păi el în gârdul care urmează, poate să fie. Uite, știi care va fi următoarea, următoarea indicație? Da, 7. 7 cu 1. Deci va fi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doar una din fracții, din cârdul ăsta, e la diferență de 4. Doar una. 6 pe 2. Uitați, acolo, de exemplu, nu e 20 la împărțirea asta, se merge. Nu, 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 la 2 pe 6, da? 2 pe 6. Din cârdul ăsta, din cârdul ăsta, doar o singură fracție este cea care stabilește. Uitați, profesor, uitați. Deci acolo, uitați acolo la 1 pe 5, la 1 pe 5 acolo, a fost ultimul, nu știu ce a
A trecut încă o pereche. 12 ore. 12 ore. 25. O să fie tot așa. Adică, vedeți, acolo a fost penultimul. Unde a fost darea? 1 pe 5. 1 pe 5. Apoi, să practic, a fost 2 pe 5. Adică s-a numit apoi 12 ore. Dar în cârtul următor am mai avut undeva o diferență de bani? Am avut. Apoi am trecut la celălalt și am avut unul care a fost penultimul. Apoi o să fie unul care o să fie gen al treilea de la capăt, dar după unul din vieți. Adică o să fie 8 ori care o să fie după, apoi 9 ori care o să fie altul și Sunt puțin. 1, 2, 3. Următorul o să fie după 2 pe 6. Nu s-a spus, dar de ce n-ar putea să fie primul? Dacă e primul? Bun. La 7 am văzut-o, la 8 acum, da? 3 pe 7. Deci 8. 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Și uitați, 3 pe 6 nu mai este. 3 pe 6 nu mai este, nu? Nu, nu, nu. Deci în momentul ăsta nu mai am distanța. De a, păi da, v-am spus, aici nu o să mai fie. Aici nu e niciun. Trecem la 9. La 9 o să fie. Scrieți. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Și ia vedeți, stați, vedeți-vă două secunde. Uitați, 3 pe 7. Da. Vedeți? Vedeți? Acolo a fost ultimul, penultimul și acum este al treilea de la coadă. Apoi să fie al patrulea de la coadă, dar o să fie cu 11. Apoi să fie al cincea de la coadă, dar o să fie cu 13. Apoi o să fie al șasea de la coadă, și o să fie cu 15. O să fie al șaptelea de la coadă. Vedeți? Și până acum, fie al șaptea. Apoi de 21 care ar fi următorul. Ar da 21 următorul care să fie tot așa de genul acesta, dar 20 nu ar da. Aba da? 13. Da. E 21 supra un număr, apoi 20 supra 24. Deci o să fie... De asta, stai. Păi înțeles supra numărul. Numărul care să fie diferența de 4 e egal cu numărătorul. Nu apropii, nu apropii, nu apropii! Vedeți, o să fie al 9-lea. O să fie cu 21. 20, 22, 23, 24. Și o să fie al 9-lea. Și înseamnă că acolo sunt... Doamne profesor, stați puțin. Deci ăsta e... Asta e 21-lea. Ba nu. Ba nu că la 9-lea. Și ăsta ar fi fie stat puțin 21. Al 18-lea. Ba nu este adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Până la 20. Păi am făcut. Nu. Stai. Știți cât e grăbești? Dar nu, dar eu ceva aici am. Vezi, trebuie să fie al 9-lea cu ceva. Nu, nu e bun. Nu, trebuie să fie al 10-lea, 11-lea, trebuie să fie al 20-lea, cred. Trebuie să fie al 20-lea de la ceva. Dar cum e aici, nu știu. Aici e tot, aici e tot, nu mă știu nimic asta. Aici să fie 11, apoi acolo nu știu cu 11, acolo nu e. Acolo e 12. 11, 12, apoi o să fie 13, 14, 15, 16 și apoi 17, apoi 18. Și o să fie tot așa, dar nu aș zi nimic așa. O să dăm profesorul meu chestia aici care, cred, o să trebuia să fie la 20-lea, știi că să fie de la 1 până la 20. Dar nu știu din ce grup o să fie al 20-lea. Adică din ce grup o să apar eu la al 20-lea? Pentru că sunt și eu, dați puțin, o să fac așa, în părere, pentru că nu mă știu. Dar și-o vă 200-lea. La 200-lea, nu știu. Bine, ce să fie o regulă de s-o găsi. Uitați-vă pe data acolo. Noi calculăm aici așa tot, da. Noi terminăm, nu merge așa. Sigur că da, este o muncă, dar până când observăm chestia asta, trebuie să încercăm să vedem ce se întâmplă. Când avem un număr impar, da. Avem și pe unul interior, că sunt un număr impar.
de termen, 7 termen, 3 de 8. Am găsit. Da, adică. Dar 40 de ce este? Ba da, este la 43. Cred că depășește 100. Mult, nu cred. O să mai. Da. De 43, dar trebuie să fie 43, 42, tot așa, până la 20. Și să fie 20, de domnul profesor. Pentru că, uitați, până la urmă, eu am făcut așa. Am dat la 7, de la 7, de la 17. La 8, de la 8, de la 19. La 9 am fost la 21. Știți? Adică, uite-ți, păi, simțire, că vedeați, poate să fie. Deci deja au trecut cerea. Da. Deci nu crește aici. A venit 23. Apoi aici. 23. 23. Da, dar fiecare număr? Să-ți fie 23, adică 23 plus 20 la cerea. Dă 43. Pentru că trebuie să fie al 20-lea de acolo, ca să fie de la un număr. Și nu la un număr. Nu, 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 mai mult, nu, 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 am insistat. Cele 7 la un număr impar, când începem cu un număr impar, m-am început cu 7. Nu-l găsim, îl găsim pe 1. Din ce motiv îl găsim pe 1? Pentru că apare mijlocul, care e 4, și sunt 3 în față și 3 în spate. 3 plus 3 fac 6 și 1 fac 7. Da? Dar cu alte cuvinte, 2 e plus 1, uitați-vă, găsesc 5 pe 5 când încep cu 9. Găsesc 11 pe 11 când încep cu cine? Când încep? Da, cu 7, adică trebuie să între 4 dintre ele. Vedeți, e încălzit cu 4. Adică, până ajung acolo, e trebuit. Dar până nu contează, nu se găsesc. Mă ajutați un pic dacă sunteți atenți. Uitați la un profesor, că e mult. Da. Insist și vă spun. 970 element, vă dați seama? Da. Deci în clipa în care descoperim un lucru, atenție, începem să pornim pe problemă. Dacă nu, o să muncim acolo și să ne irosim energia pe niște observații care le aveți voi în clipa asta. Deci, când s-a început? Nu, acela, la sfârșit. 1 pe 2 pe 6. Cum 2 pe 6 și 1 pe 7. Din cărbul care s-a obținut. Când îl adunăm pe 7, deci când pornim construcția cu cifra 7, sunt câte fracții? 7 fracții. Da. Am, la un moment dat, 4 pe 4. 4 pe 4, întregul. Pentru că 2n plus 1, termen, numărul impar, de care forma numărul impar? 2n plus 1. Adică este 1 pe centru, care e fracția echiunitară, întregul, și 3 pe o parte, și 3 pe o parte. Corect. Adică acest 7, care înseamnă 2n plus 2 ori 3, 2 ori 3 plus 1, 2 ori 3 plus 1, face ca întregul să fie la mijloc și cei 3 să fie de o parte și partea cealaltă. Da. Asta ne spune că fracția 20 pe 24, 20 pe 24, este o fracție subunitară, da, mai mică deci decât cine? Mai mică decât 1. Și ea va fi situată în partea dreaptă a întregului. Da. Da? În partea stângă a întregului sunt numele supraunitare. Ba, nu. Ba, da. Bun. 8, 7, 6, 3, până la... Ruptura se produce, atenție, 5 pe 4 față de 4 pe 5. La pare. Este în fracția întoarsă. Numai avem
mijloc mașina. Exact, exact. La pare, corect. Da? Da. Deci la impare. La, la momentul care am întregul, faptul că ele descresc de la întreg, descresc, atenție, câte unul, da. 3, 2, și aici cresc câte unul, înseamnă că se, se poziționează fracția asta foarte vecină la a doua poziție față de 1. Da? Dar nu e la impare, e la pare, nu? La, la impare se poziționează și față de 1. Uite, a, la 3, 2 da, 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 da. Și 5, 6. Da. Și între 20 și 24 sunt 4 unități. De ce? Crește, descrește asta cu 2, crește asta cu 2. Faptul că ăsta descrește cu 2 și ăsta crește cu 2 face să se situeze la, la, la distanță de 4 unități. Sunt într-o oră de matematică, nu pot răspunde acum, la ultima. Alo? Da. Insist pe observația asta foarte, foarte importantă. Deci, dacă se sesizăm că fracția 20-24 este cea de fracție subunitară, iar diferența este de două unități, de 4 unități, da. Cum se produce o descreștere de 2 și o creștere cu 2, da. În partea asta, la numitor cu 2 și descreștere cu 2, înseamnă că fracția 20-24 va fi situată în imediata vecinătate a cărei fracție echiunitare a lui... deci, asta cât au mers înapoi? 24, atenție. Asta au crescut, da, cu 2. 22 pe 22. Deci la fracția 22 pe 22 o să avem în dreapta 21 pe 23 și în sfârșit 20 pe 24. Așa este. Corect, domnul profesor. Da? Corect, am muncit și am făcut. Da? Deci observația care o facem este că apare această fracție 20-24 numai la numerele impare, la șirul din numere impare. Da. Da. Da, da, la 41, da. La 43, da. Așa, din cârdul da. Acela. Da. Da, din cârdul acela, da. Deci, faptul că, insist, faptul că e diferență de, două, de 4 da. Unități, înseamnă că viu de la o fracție în care a scăzut numărătorul cu 2 și numitorul a crescut cu 2, nu? Și a scăzut cu 2. De la cine a scăzut cu 2? La 22. Da. Și a crescut cu 2, la, sigur, fracția 22 pe 22. Asta este, în cârdul ăsta. Ei, cârdul ăsta... Dar de unde știți dumneavoastră că fix în cârdul ăla? Păi, păi stai numai, așa fac. Uite, observațiile care le facem sunt acestea. Da. Că urmărim noi aici, uite, David, când am fost impare, 1, da, 2, 3, da. Impare, apare 2 pe 2. Corect. 1. Care face stânga-dreapta un număr egal de fracții din construcția 1, 2, 3. Câte una stânga-dreapta? Iar la 5? La 5. La 5 apare 5, 4, 3, 2, 1. Da. Iarăși, 3 pe 3, adică 1, și situează două fracții, stânga-dreapta. E pentru prima dată când am două fracții, la distanță de două etape, încât de la 3 până la 1 am scăzut cu 2 și de la 3 până la 5 am scăzut cu, am crescut cu 2. Și atunci apare prima fracție la distanță de câte? De 4. 1 pe 5 este primul exemplu din șirul acesta care ne... Da. Când am avut număr par, 4, 3, 2, 1, nu mai am centrul ăla. Fracție echiunitară. Uite, la 7 la fel, uite, că l-a scris domnul. Da. Da. La 4, la 4. 7, iar am. La 8 nu mai am. La 9 iar am. Iar la 9 am. Deci nu mă aștept nici o clipă ca pe în șirul ăsta să apară la distanța de 4 unități. Nu apare, pentru că
5 pe 4 care era supraunitară, se întoarce 4 pe 5. Exact. Și nu mai apare centrul ăsta de care vorbesc eu. Fracția unitară. Așadar, am hotărât clar că numai dintr-un șir de numere impare va apare poziționarea lui 22 pe 24 și apare, iată, 22 pe 22, aici apare. Și cine sunt fracțiile acestea? Important este că eu sesizez că voi înainta de unde? De la cel mai mare la cel mai mic, iar aici, începând cu 1, până la 22. Exact, și-l găsesc pe cel la care am vorbit. Exact. Deci, sunt aici, care e fracția din față? 21. 21. Da? Pe 21, pe 20. Deci, 1, 20, 21, 22, da. 23. Dacă într-un șir de numere impare, aici am pe 22 ca în centru. Da. Când am avut aici pe 4... A fost 7. A fost 7. Înseamnă că este multiplu de 7. Nu. E, uite, 3 ori, 2 ori 3 plus 1. Da? 2 ori 3 plus 1. Și 2 ori 3 plus 1 înseamnă că jumătate din ei, 1 ăsta este mijlocul care e dat de o parte, și 22 ăsta dat în 2, da? Jumătate din 22 înseamnă... dublu trebuie. O secundă. Deci e dublu, dar cam partea asta în stânga și partea din dreapta. Avem 21 deci, deci 21 de... sunt aici, da. 21 deci 42 și putem 43. 43. Exact. Ei sunt numărați. Exact. 1, 2, 3, 21. Exact. Același lucru sunt și în partea cealaltă, 24 până la... Deci 43 pe 1 se pleacă și se merge înapoi. În concluzie, când am adunat până la 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Ca poziție, o să adun până la numărul care? 42. Exact. Ca să știu suma termenilor respectiv, ca să știu al câtelea este. Și la 43 îl scriu sau... 43 scriu, dacă nu știu sigur că adun 21, 22, 23, 24. Al 24-lea din ultima șirului. Deci, insistăm. Până la 6, până la ăsta de aici, câți termeni sunt aici? Sunt 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Ca să închid toată grupa aia de până aici. Adică sunt 5 cu 5, 10 și cu 6, 21. Deci ăsta este pe poziția 21. 4 și... Să facem un fel de sumă gaură, dacă nu cred că e. Adunăm, deci facem suma Gauss ca să vedem toți termenii de până la ultimul șir. De la 1 până la 42. Ca să vedem adică toți termenii. 1 plus 2 plus 42. Să fie 1. Deci, la care este ultima grupare? Deci, 42 pe 1 plus... Nu, 42 pe 1. Da, da, da. 41 pe 2 și așa mai departe. Până la 1 pe 42. Da? Deci, practic... Poftim? Acum cred. Cred că e mai dat. Deci, suma asta toată, adunată... Până la 4.